Astă seară la Poveștiri de Noapte, actorii din Aniela, primul serial românesc de epocă, au filmat pentru prima dată la Conacul de la Ștefănești, locul care a aparținut familiei Anielei Eleftherios, un decor impresionant cu un parfum de la Belle Époque imediat. Aflat la câțiva kilometri distanță de București, Conacul de la Ștefănești reprezintă locul ideal pentru crearea atmosferei de la început de secol 20. Casa este una deosebită, construită la 1900 și reprezintă locul care a aparținut cândva familiei Anielei Eleftherios, personajul Adelei Popescu. Este un loc minunat, iar echipa a fost încântată să se întoarcă în timp și să regăsească într-un conac de țară parfumul vremurilor de odinioară. Prima zi de la Conacul Ștefănești a fost foarte frumoasă și a fost și pitorească în același timp. În afară că locul e foarte frumos și cu flori, e minunat. Mie îmi place foarte tare locul ăsta și îmi place foarte tare poveștile oamenilor de aici, pentru că, în sfârșit, într-unul din serialele noastre avem lumea satului românesc. Este o lume unde oamenii nu sunt invidioși, nu sunt ranchiunoși, nu aleargă după bani, au timp să vadă un apus de soare, își fac timp întotdeauna să meargă duminica la biserică. Mai au mici înțepături, pentru că sunt și ei oameni, nu? Dar e o lume curată, care mie îmi place foarte tare. A fost frumos, suntem în aer liber, multă verdeață, multe flori. Mie îmi place așa, în general, să stau cât mai mult la exterior. Îmi place să stau între patru pereți. Și e foarte plăcut aici. Avem și... e locația asta? Foarte ofertantă, sincer. Adică e foarte ofertantă. Deocamdată pot să spun asta doar la exterior. Să vedem mai încolo când ajungem și la interior. Oricum, și interiorul, dacă l-ați văzut, e foarte frumos și autentic. Asta e foarte important. Conacul de la Ștefănești a aparținut unui sculptor celebru al vremii, motiv pentru care în el se găsesc numeroase sculpturi și picturi de la început de secol 20. În curte este un tei care are peste 100 de ani, iar agitația Bucureștiului este departe de acest loc minunat, unde actorii din Aniela vor filma secvențe cu parfum de epocă. Ioan Isaiu s-a simțit excelent la conac și a reușit să intre imediat în pielea personajului pe care îl interpretează, parvenitul Mitică Lăptaru. Cum e locația asta? O cumpăr. Clar. Are un tei, ține umbră, joci o carte sub el, de n-ai o treabă. Are și un lăcșor acolo, te arunci, mai te zbocotești în apă. Nu e rău. Puțin așa. Nu, nu! Hai, e bun. Dar să fie aici, că uite-ai camera acolo, știi? E rece? Conacul în sine este foarte primitor și cald. Natura e verde. Și asta îți dă un fel de optimism și o stare bună. Dar cald, dar asta e. Da, vorbește frumos, să nu mai ești la provincie și îl faci de rușine pe papa. E greu pentru că e foarte cald. Asta este singura. În rest e foarte plăcut și foarte frumos. Am niște colegi minunați cu care mă înțeleg foarte bine, cu care lucrez foarte bine. Dacă n-ar fi costumele astea, aș mai trăi o viață. Eu nu știu cum le zic la oamenii ăștia pe vremea aia. Și mie nu vine decât să-mi ridic fustele, să mi le pun în cap, pentru că nu mai pot de cald. Familia Lăptaru a fost așteptată la Ștefănești de administratorii domeniului, dar și de țăranii care slujesc la conac. Hei, Zoico, Marando, hai toată lumea aici, că au venit boierii! Haide, toată lumea aici, așa, pe gură mare, fac! Dacă n-ar fi căldura asta, fierbințeala pe care o simt în inimă și în fervoarea cu care muncim aici, ar fi fost suportabilă dacă n-ar fi fost și dogoarea soarelui. Am venit pentru că n-am lucrat niciodată pe televiziune, am venit pentru că de la colegii mei am aflat că echipa aceasta de la acasă este absolut minunată și m-am convins că așa este. Și ce altceva să vă spun? Așteptați să vedeți cum e personal. Da, bineînțeles, sigur că da. Casa în care vor fi filmate secvențele este una care păstrează și acum clanțele și mobilierul vechi. Camerele reproduc și ele exact atmosfera perioadei numită La Belle Époque. Toată lumea care a filmat la Conacul Ștefănești a fost încântată de autenticitatea locului. Deși este foarte aproape de șosea, din cauza verdeții și din cauza ambientului și a casei de aici, pare ținutul uitat de timp, în sensul pozitiv. Deci îți dă o stare atât de bine, încât parcă îți încarci bateriile.
Bă, păsea că vin, mă, bă, vin! Lăsați totul jos, veniți în coace! Hai să vin, băieri! Personajul meu va fi un personaj destul de puternic, destul de dur. Nu știu deocamdată povestea, am înțeles că e din calea de rapace cu țăranii, în dorința eternă a vechilului de a fi cât se poate deslugar. Nici cred că e o provocare interesantă pentru mine din punct de vedere actoricesc. Ba, da, doi rupe făcălețul pe spinarea ta! Treci la treabă! A fost destul de greu. E foarte greu să te obișnuiești la început, să intri în personaj. E curiozitate, eu așa am o imensă bucurie când vin și încep un personaj pentru că mă provoacă și intrăm la luptă. La trântă, cu mine, cu regizorul, cu scenarista, cu toți. Baba asta o fi muma boierului! Te mă te tragi din gură că mă bagi din gura stăpânilor mai nebunit! Ce trebuie să facă Zoica? Cum e personajul dumneavoastră? Ce este Zoica? Oscilează. Trebuie să fie un personaj adevărat, în primul rând. Deci o țărancă adevărată, care să-și iubească locul în care trăiește și în care și își iubește stăpânii, ceea ce nu se consideră exploatată. Sănătoasă fi gama ta! Nu. Nu. Uite, a dus pâine. A, uite pâine. Paharul. Nu, poftim, uite. Am încercat să-l lipesc. Dacă tot ați jucat-o cu paharul, e bună? De cu sare. Și cu sare. Ia cu sare, da. Papă cu sare. Cum e personajul tău? Maranda, nu? Da, Maranda. Cu mințică ascultătoare, neștiutoare, e la început. Dar cred că asta o definește, cu mințenia.